Salutare, prieteni! Astăzi aș vrea să vorbim despre libertate. Despre libertate în general, dar în mod special aș vrea să discutăm un pic despre libertatea într-o prietenie, libertatea într-o relație. S-a făcut cândva un experiment cu un câine care fusese ținut închis într-o cușcă mică și nu i s-a dat drumul timp de 2 săptămâni să iasă de acolo. În ultimele 2 zile animalul nu primise mâncare. Cu toate astea, în momentul în care i s-a deschis ușa, a rupt-o la fugă și a ales libertatea în loc de mâncare. Lucrul ăsta ne spune foarte multe lucruri. Este adevărat că avem nevoie de hrană, că avem nevoie de mâncare, avem nevoie de apă, avem nevoie de adăpost și toate costă bani. Dar eu nu mi-aș da libertatea pentru așa ceva. M-a întrebat odată băiatul meu, tata, pentru tine care este cel mai important lucru din lumea asta, răspunsul a venit imediat: libertatea. Fără libertate poți să ai absolut orice. Dacă nu ai libertate, nu se poate. Vă dau un exemplu. Probabil mulți în momentul de față nu sunteți de acord cu ce am spus mai înainte. Să presupunem că cineva vă face cadou o mașină foarte scumpă. O mașină care valorează, să spunem, 200.000 de euro, dar vă spune că nu puteți vinde acea mașină, nu puteți să faceți altceva decât să o folosiți. În cazul în care sunteți plini de datorii, nici măcar nu veți avea bani de benzină sau de motorină de combustibil, în general, să puneți în rezervor și atunci mașina respectivă nu vă poate folosi la nimic. Dacă nu aveți voie să o vindeți, nu aveți voie să o închiriați, nu se poate. N-am ce să fac. Deci, vedeți, libertatea de a alege este mult mai importantă. Aș vrea să mă refer astăzi la libertatea în cadrul unei prietenii. Doi oameni se pot numi prieteni atâta timp cât își pot împărtăși gândurile, părerile, trăirile, fără a se cenzura. În momentul în care intervine cenzura și eu trebuie să spun doar anumite lucruri, fiindcă dacă spun altceva, risc o reacție anormală, atunci nu voi mai spune. Și atunci cred că acea relație nu se poate numi o relație de prietenie. Suntem cu adevărat prieteni în momentul în care putem să ne permitem să spunem și lucruri cu care prietenul nostru nu este de acord și suntem gata să auzim părerea lui, chiar dacă aceasta nu coincide cu părerea mea. Chiar vorbeam zilele trecute cu un prieten bun cu care mă aud rar și am spus că în această perioadă am triat foarte mult oamenii din jur, am văzut exact în ce relații suntem unii cu alții. Toți oamenii care stăteau lângă mine dintr-un anumit interes, încet, încet au dispărut și mă bucur, poate sună urât, dar nu le simt lipsa.
mi se pare ok și cred că mulți dintre voi au trăit acest lucru. Frumos este când ne putem exprima liber în cadrul unei prietenii. Sunt multe de vorbit vis-a-vis de lucrul ăsta. Aveți grijă foarte mare la cei din jurul vostru care se intitulează prietenii voștri. Un om care încearcă să vă manipuleze, încearcă să vă schimbe părerile, poate fi prieten. În general, prietenii mi accept așa cum sunt, cu părerile lor, indiferent că ele coincid cu ale mele sau nu. Dacă la un moment dat simțim că nu mai rezonăm, nu este nicio problemă, fiecare este pe drumul lui. Dar nu mi se pare normal să stau într-o relație, fie ea de prietenie sau de altă natură, și să-mi cenzurez mereu părerile. Grijă mare, selectați oamenii din jurul vostru. Astăzi o să ne oprim, este într-adevăr un clip mai scurt, dar cred că este suficient vis-a-vis de acest lucru. Am simțit nevoia să vă spun și vouă care este părerea mea vis-a-vis de prietenie. V-am pupat, să aveți o zi minunată, pa!